O veste bună și una mai puțin bună de la meteorologi. Scăpăm, doamnelor și domnilor, de ploi, dar se va întoarce canicula. Cum va fi vremea în următoarele zile, aflăm de la Elena Matescu, directora NME. Doamna Matescu, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Dacă nu greșesc, cred că astăzi, după foarte multe zile, nu vorbim în acest moment despre niciun fel de avertizare de vreme rea pe undeva prin țară. Așadar, de mâine vine vara aceea pe care o așteaptă foarte multă lume, dar cu temperaturi extrem de ridicate, înțeleg. Într-adevăr, astăzi este prima zi după foarte multe zile din iunie și iată și debutul celei de a doua luni din această vară în care nu am emis o alertă meteorologică la nivel general. A fost o zi mai răcoroasă din punct de vedere a regimului de temperaturi. La ora 15 am înregistrat doar 30 de grade Celsius la Calafat, Băileș și Jimbolia, 26 de grade Celsius la București, 26-27 pe litoral. Pe mâine vremea va fi într-un proces de la o zi la alta de încălzire semnificativă, în special în partea de vest și sud-vest a țării. Deja mâine vom consemna 34 de grade Celsius în sudul Olteniei. Marți vorbim de 35 de grade pe arii extinse în partea de vest și sud-vest a țării, pentru ca miercuri deja valori de 36-38 de grade Celsius să fie de interes până spre finele săptămânii, astfel încât să considerăm că începând de miercuri, de la mijlocul săptămânii, valul de căldură se va intensifica, va persista, iar disconfortul termic va fi în accentuare, în special în câmpia de vest și câmpia română, acolo unde cu siguranță pragul de peste 80 de unități va fi atins și chiar depășit, iar temperaturile resimțite, desigur, vor consemna valori de peste 38, posibil chiar 40 de grade Celsius, asociate de asemenea, după cum deja știm, cu aportul mare de umezeală în atmosferă. În același timp vorbim însă și de averse, pentru că mai ales pe parcursul zilei de marți și miercuri, odată cu intensificarea valului de căldură, vor apărea și aversele cu caracter torențial, cantități de apă mai însemnate, în special în partea de est a țării, în zonele de deal și de munte. Este posibil să consemnăm din nou pe secvențe scurte de timp sau prin acumulare valori mai însemnate ale precipitațiilor, în același timp descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Ați spus că vor începe să crească temperaturile mai întâi din partea de vest, sud-vest a țării. Ce se întâmplă în restul României la începutul săptămânii? La fel de cald va fi? Și în restul țării vremea practic va fi mai caldă comparativ cu ceea ce am înregistrat în ultimele două zile, pentru că temperaturi de 27-32 de grade Celsius se apropie de normalul termic al acestei perioade, dar într-adevăr valori specifice unei zile de caniculă vor fi de interes, în special în partea de vest-sud-vest a țării, acolo unde și estimările pentru următoarele patru săptămâni, incluzând intervalul 5 iulie 2 august, arată pentru fiecare din cele patru săptămâni o probabilitate foarte mare ca în cea mai mare parte a țării să avem valori de temperaturi medii mai ridicate decât în mod obișnuit și cele mai mari abateri termice pozitive, în special în partea de vest-sud-vest a țării. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția la Antena 3, doamna Elena.